despre mașini o să fie vorba. Dacă aveți un autoturism nou, stimați prieteni, sau țineți foarte mult la mașina dumneavoastră și vreți să o protejați de toate zgârieturile posibile prin parcări, puteți apela la procedura de colantare. Aceasta este asemenea unui scut de protecție pentru automobil, dar mai multe detalii vă spunem chiar acum. Colantarea mașinii presupune acoperirea parțială sau totală a caroseriei cu un material rezistent care va schimba atât aspectul automobilului, cât și îl va proteja de eventualele fisuri. Colantarea în coloră este și colantarea ca metodă de protecție a automobilului. Dacă vorbim despre colantare coloră, iarăși este colantare coloră în vinil și poliuretan color. Ceea ce constă de vinil este, dacă dumneavoastră doriți să schimbați styling-ul auto sau să dați automobilului o altă culoare, este metoda noastră cea mai ușoară, care se face în decurs de 4-5 zile lucrătoare. Deoarece barele de protecție sunt cele mai expuse la zgârieturi, mulți șoferi optează pentru colantarea parțială. Noi optăm pentru protejarea integrală a automobilului, deoarece chiar pelicula protejează de la mici accidente, până la 20-30 km pe oră. Am avut situații în care clientul a fost lovit de o altă mașină în ușă, noi am scos pelicula de protecție, am îndreptat în doi tură și după asta am pus din nou pelicula de protecție. Folia protejează mașina de decolorare, astfel încât aceasta își va păstra mult timp luciul său original. De asemenea, previne apariția petelor de rugină și a unor fisuri mecanice. Dacă automobilul este nou, cel mai des întâlnim zgârieturi foarte mici care apar după spălătoriile auto. Pelicula dată are ca proprietate cleiul peliculei astupă toate fisurile mici, toate zgârieturile mici. Pe lângă faptul dat, are proprietatea de a se autoregenera. În cazul în care mașina are deja urme de rugină sau zgârieturi, cel mai indicat ar fi să le eliminați înainte de aplicarea autocolantului. Mașina sau să fie nouă sau să fie polișată. Păi este nevoie de a polișa automobilul pentru a înlătura toate zgâriturile deja existente pe automobil. Autocolantul este destul de rezistent în timp și poate avea o durată de viață până la 5 ani, fără a-și pierde proprietățile.